În general. Nu înțelegeți voi, vă înțelegeți bine? Credeți că știți totul unul despre celălalt? Știi cum e o viață să nu ne înțelegem foarte bine. Nu știu de ce sunt convins că... Nu, dar nu ne înțelegem foarte bine. Să nu ne înțelegem, cum nu ne înțelegem? Generațiile au vorbim română. Din moș rămoși că poți să stai o viață lângă cineva și nu știi... Eu știu ce tabieturi, ce-i place, ce nu-i place. Băi, știi cum am gândit așa să prindem și noi câte au prins până în acest moment holograf, 42 de ani. Mă gândeam, noi avem 18. Da, majoratul. Da, am făcut majoratul, adică în februarie facem majoratul. Eu stai nu puțin. Bag zâzanie, Doamne ferește. Băi, cum să bagi zâzanie? Eu știu de ce vă întreb, pentru că avem și noi un test și o provocare, astăzi mai bine zis, pentru o voi. Să aflăm mai multe despre voi și unul despre celălalt, așa că da, haideți să vedem. Da, el mă cunoaște vedem. Foarte bine pe mine. Da? Și da, eu pe el. Da? Ia bine, să vedem. Haideți să vedem face? Atunci. De mie să te ajută. Ce ocupați aceste scaune? Așa, uite pe scaun. Așa, tu aici, Diana. Ia un loc acolo. Hai și tu pe scaunerul tău. Așa. Distanțare, da? Bun. Da, păstrăm distanțare. Păi și acasă. Da. Ea doarme în sufragerie, eu dorm. Fiți atenți. Avem un set, da? Cu mai multe întrebări și trebuie să răspundeți fiecare. Însă nu trebuie să vă auzim. Trebuie să arătați cu degețelul unul spre celălalt. Și să aveți și cu ochii închiși. Partea interesantă este că tu nu știi ce va răspunde Diana, iar Diana, tu nu vei ști ce va răspunde Marian, pentru că veți avea ochii așa. Închiși. Veți auzi întrebarea chiar de la ochii, noi. Pe bune, să vedem. Da? Și la final, la un moment dat, când veți avea nevoie, da, de probe, o să vă arătăm această înregistrare, să vedeți ce ați răspuns fiecare. Bun, închideți ochii. Să nu care cumva să trișați. Prima întrebare. Cine, Marian, la cameră, da, ca să, așa, ca să vadă cei de acasă ce răspundeți. Da. Cine s-a îndrăgostit primul? Opa! Așa, bun, da. Bun, nu-i ce rău. Să zic, așa. Hai mai departe. Hai să vedem următoarea întrebare. Cine a spus primul, te iubesc? Aoleu, nu cred, nu cred. Marian, haide. Așteptăm un răspuns? Nu, nu răspuns nu, nu, cu, te rog, nu, fără microfon. Fără microfon. Cu mâna. Nu există. Ai un minus. Nu cred așa ceva. Bun, 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 lasă că e bine. Deci... Hai cu următoarea întrebare. Doamne, când o să afle Diana. Cine se enervează mai repede? Pam, pam. Cine? Nu-i rău, deloc, deloc, deloc. Zici? Stai așa, să vezi după. Așa, așa. Așa, hai mai departe. Da, noi. Cine face primul pas atunci când vă certați? Nu, no, păi stai cum vine asta încă o dată. Nu, nu mai stai, înțeleg deci, nimic. Să vă decide. Ești sigur? Cine face primul pas atunci când, când vă certați? Aha. Ia uzi, dragă. Măi, Diana, trebuie să vorbim mai târziu. Hai cu următoarea întrebare. N-ai zis tu să fiu sinceră? Opa! Cine face mai multă curățenie în casă? Ești sigur de acest răspuns? Bine. Da, și da și nu. Ok. Ia hai să vedem. Vedem. Cine este mai morocănos? Ha-ha! Cum vine asta? Sunt curios. În sfârșit. Asumare. Așa, ia. Următoarea. Cine controlează telefonul partenerului mai mult? Pam, pam. Nu există așa ceva. Trebuie un răspuns. Răspundeți. Păi, dar nu știu. Mai ia telefonul să mai mă joc eu la ceva. Dar nu ne poate să ce la microfon, la microfon, te rugăm. Nu, 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 nu controlăm, nu, la nu, pe bune, din punctul nu. Ăsta de vedere chiar. Nu voi oricum nu o să aflați. Diana, tu nu o să știi dacă el... Nu îl controlează, mă, stai liniștită, că eu știu că mă mai uit eu așa ce face prin casă. Așa din când în când, așa din când, trebuie neapărat. Ai camere? Deci am, da. Cine... Am, da. Și nu știe el. Da, știe. Cine controlează telefonul, deci, partenerul. Deci? Păi nu ne controlăm telefonul. Nu există. Nu putem să răspundem. Păi nu există răspuns, nu ne controlăm. Arată-te pe tine, hai, ca să fie un răspuns. Eu mă joc la telefonul ei. Ok. Așa. Se joacă și stă. Ia să vedem. Cine a făcut cele mai multe sacrificii în relație? Pardon, scuze. Ești sigură? Sunt obișnuită să-l arăt pe el. Ești sigură? Da. Sigur, sigur. Da. E, Marian e de altă părere, așa că e, cred că ar trebui să aveți o discuție foarte serioasă acasă. Dar, mă rog, e treaba voastră, nu ne băgăm noi. Ia hai să vedem. Hai să mai departe. Cine iubește mai, da, cine iubește mai mult ieșirile în oraș? Aha. Ha. Și ea știe? La el? Împreună sau separat? Împreună sau separat? Deci cine, cui place mai mult da. Să iasă în oraș, da? Da, da, da. Da.
ceva, țineți gură, mă. Hai cu următoarea întrebare. Da. Pam, pam, pam. Cine iubește mai mult surprizele? Ei. Da. Și mai am o întrebare extra, bonus. Cine face mizerie în casă? Talianis. Testul a luat sfârșit. Nu, că uite, strigă, că nu, nu. Ochii. Nu vă putem spune exact ce a răspuns fiecare, pentru că toate răspunsurile le puteți vedea pe spainews.ro. Facem reality aici la noi, așa că nu știam că nu vă... Na, se întâmplă. Se mai întâmplă. Și ce, are o altă multe? Părere față de... Au fost câteva, dai seama. Da. Da multe? Da, da, da. Nu. Nu. Cum să nu ne spui? Ți-am zis, când o să ai nevoie în viață de aceste probe, tu sună-mă. Păi eu am nevoie. Și sora ta îți dă. Sunt acolo pentru tine la orice. Deci în orice certa aprinsă pe care o aveți, tu sună-mă. Stai puțin, că știu, eu mi-aduc aminte întrebările. Așa. Și hai că vorbim după emisiune. Vorbim. Să nu mă bați, te rog frumos. Nu, dar chiar nu știam la faza cu telefonul, habar n-aveam că e atât de geloasă și posesivă și că tu când dormi ne-a făcut și semn că... Da. Dar, mă rog, da. Și cu moroconos, auzi că cică se spune Maria Moroconosul. Dar i-a auzit că a micul ceva spunea, dar nu înțeleg ce spune, dar spune ceva, v-a strigat. Da. Da. Noi vă apreciem foarte, 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 foarte mult. Și noi pe voi. Sunteți și vă și urmărim. Frumoși. Mulțumim din suflet. Așa că în 2 săptămâni fiți cu ochii pe ei, pentru că urmează o super colaborare. Țineți-vă bine. Da, 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 da. Mulțumim frumos. Și urmăriți pe Instagram, nu? Și să ne urmăriți pe Instagram. Acum am intrat în forță pe TikTok, așa că intrați pe Diana Matei Oficial. Amândoi în curând. Da, da. Serios, okay, avem deja, a fost așa o surpriză, pentru că până acum pentru mine TikTok-ul a fost o zonă pe care chiar nu credeam că o să o abordez. Băi, dar ce crezi? Cum viața îți oferă foarte multe surprize și noi provocări? Ia intrați și voi pe Diana Matei Oficial să mă urmăriți. Să intrăm acum și poate facem și un challenge, ceva să devină viral. Foarte bun. Deci urmăriți-o și pe TikTok, dragi prieteni. Vă mulțumim tare, tare mult. Cu drag. Mulțumim mult. Super piesa, hitul. Hai, Doamne ajută.